Salutare tuturor celor care au ales să se uite la acest videoclip. Astăzi avem o citire energetică despre călătoria sufletelor cemene. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube, unde aportăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor cemene. Eu sunt Laurențiu, un Master Certified Ascension Coach afiliat cu Turnflame Universe. În citirea de astăzi avem prima carte care spune Noi Începuturi. Simt că aceste noi începuturi se referă mai mult la faptul de o relație care aveți în viața voastră în acest moment, care nu vă este de folos, care nu este benefică pentru voi și nu este sănătoasă pentru voi. Poate fi în familia voastră, poate fi un prieten, poate fi chiar și o relație precedentă pe care ați avut care încearcă să vină înapoi în viața voastră, care nu este sufletul vostru geamă. Poate fi orice altceva o relație care nu este benefică în Sine. Ca să vă dați seama care este această relație, trebuie în primul rând să fiți sinceri cu voi. Cum vă simțiți pe lângă această persoană? Cum vă simțiți după ce ați stat pe lângă această persoană, vă simțiți energizat? Sau vă simțiți de parcă nu mai aveți niciun pic de energie. Dacă nu vă simțiți bine și vedeți că nu mai aveți energie, puteți să vedeți că acolo este ceva. Este în acea relație o scurgere de energie pe care o aveți. Așa că trebuie să faceți un pas în spate. Această carte vă îndeamnă că. Există un acest tip de relații în viața voastră, chiar acum, care nu vă este benefic, dar pe care o veți, dintr-un anumit motiv. Care este acel motiv? Este mai mult pentru voi să vedeți, să descoperiți. Dar este un motiv care voi credeți că primiți ceva sau credeți că este ceva bun în acea relație, chiar dacă nu sunt lucruri ok în același timp până în relația aceea. Așa că, Gitară. de astăzi este doar să discenezi mai bine, dacă chiar merită așa ceva. Merită ca voi să vă scurgeți energia unei relații din viața voastră. Vreau să vă spun că nu merită. Nu merită să aveți în viața voastră o relație în care vi se scurge energia, care pur și simplu vă ia energia constant. Și ca să puteți să descoperiți foarte bine foarte clar cum să vedeți dacă, da, persoana asta chiar nu este benefică și sănătoasă pentru mine, sau este benefică și sănătoasă pentru mine, faceți următorul lucru. Vindecați. Uitați-vă la sentimentele voastre, cum vă simțiți. Vindecați. Să linzii pe Jeff și Shelia în învățăturile Uniunii și după ce ați vindecat așa să ajuns la pace, puteți să vedeți clar da, uite, persoana a, chiar dacă mă simt acum în pace de ce s-a întâmplat, nu a fost ok ce a făcut acolo și cum a vorbit cu mine. Așa că, poate că nu are rost să mai am această persoană în viața mea. Dar înainte să dau cu piciorul la această relație, voi comunica ce nu mi place în această relație și ce aș vrea să se schimbe dacă relația ar fi să continue. Așa că în această partea relației, doar voi trebuie să puneți o limitare. Uite, nu-mi place acest comportament, nu-l mai vreau în viața mea. Dacă le să te schimb, putem să continuăm relația. Dacă nu, nu poți să continui cea relația sau cel puțin nu acest tip de relație. Și de asta această carte de noi începuturi spune că poți să ai un nou început în relațiile tale sau poate chiar lăsând o relație care nu mai este benefică, dar drumul de tot, ca să lași loc pentru noi relații care sunt sănătoase în viața ta. Așa că doar lasă-te să faci acest pas. Ești în siguranță. Următoarea carte. Următoarea carte este Abundență spirituală. Simt că această carte spune că în momentul când faci acest pas, stai drumul la o relație care nu este sănătoasă, la o relație care îți ia energia, sau o relație abuzivă, tu poți atunci să-ți crești energia, ta. poți să-ți atunci energia, poți să folosești energia la alte lucruri care înainte nu simțeai că aveai energie. Pentru că, în momentul când nu ai o relație sănătoasă în viața ta, începi să te simți foarte obosit sau obosită. Atunci, dacă te simți foarte obosit, de fiecare dată când interacționezi cu această persoană, atunci nu poți să folosești energia la alte lucruri, pentru că oferi toată acea energie a acelei persoane. Ce beneficiai? Nu e niciun beneficiu, adevăr divin. Așa că doar înțelege că nu beneficiezi deloc prin a oferi energia ta altcuiva doar în modul în care să-ți Și ca să vă dau un exemplu, cum ați putea să vedeți, această interacțiune mai bine, gândiți-vă că aveți o căleată și căleata are o gaură. Dacă voi încercați să luați apă, să zicem că căleata are gaură fix, jos de tot, fix, la fundul găleții. Dacă voi luați căleata de apă, până ajungeți de la fântână la casă, se scurge mai poate chiar toată. Depinde cât de mare e gaură. Așa că nu puteți să păstrați acea energie pentru voi. Când acea găleată de apă normal trebuie să fie pentru voi, ca voi să puteți să beți din ea. Așa că dacă voi nu aveți o gaură în găleata voastră și aveți o găleată fără o gaură, atunci luați găleata de apă și o duceți acasă și nu se scurge nimic. Atunci puteți să beți acea apă, să o folosiți pentru voi. Așa este și cu energia. Dacă aveți un loc unde scurgeți, atunci nu veți putea să o folosiți și nu, se, nu veți avea energie să faceți ceea ce vă doriți în viața voastră. Veți fi obosiți, veți fi fără chef și atunci nu veți face lucrurile care chiar le simțiți voi să faceți sau să puteți chiar să vindecați. Dacă voi nu aveți energie, nu puteți să vindecați prea ușor și să mergeți mai departe cu Sufletul vostru, geman. Așa că mergem la ultima carte acum, care vorbește de putere interioară. La ce se referă această carte când zice putere interioară? Se referă la faptul că voi va fi nevoie să spuneți nu acestor comportamente care vor să scurgă energia. Așa că dolați-vă puterea înapoi prima, prin a face o decizie. Aleg să-mi aduc puterea înapoi și aleg să am putere în viața mea acum și în decizia mea. Așa că, voi făcând acest pas, veți vedea cu adevărat dacă acea persoană este dispusă să se schimbe sau nu. În momentul în care voi puneți această limitare și spuneți nu acelui comportament sau nu, nu vreau să mă scurg energia ție, atunci veți vedea dacă persoana se supără, înseamnă că persoana beneficia din... pentru că voi nu aveați limitare. Asta înseamnă că el sau ea vă lua energie și nu este ceva sănătos. Așa că ați văzut de fapt acolo ce este persoana aia cu adevărat în viața voastră. Dacă persoana nu se supără când puneți o limitare, atunci puteți să vedeți, ah, ok, persoana asta nu se supără, îmi respectă limitarea pe care am pus o relație și vedem. Poate putem să mai avem o relație, dar nu în modul acela. Așa că dai drumul la fosta relație cu acea persoană ca să poți să ai o relație diferită, sănătoasă. Așa că nu vă lăsați păcăliți de ceea ce vă spun că vă pot operi în viața voastră, pentru că dacă ce zic ei că vă pot oferi vă costă pacea și vă costă energia, nu merită. Nu merită să aveți o relație care vi se scurge energia constant. Pentru că atunci nu veți putea să faceți cu adevărat nimic în viața voastră și doar să vă bazați pe acea persoană pentru ceea ce vreți nu este sănătos. Așa că faceți decizia corectă și spuneți nu acestor tipuri de relații. Cu astea spuse, aceasta a fost citirea pentru această săptămână. Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat mie în acest videoclip, în această citire. Dacă v-a ajutat această citire, nu uitați să ne dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări pentru lumea voastră armoniosă!